Cel mai așteptat moment al zilei, să ajung acasă, să mă tolnesc pe canapea și să mai iau câte o gustărică, mai sănătoasă sau nu prea. Îmi place să-mi îngrijesc tenul. Nu suport să-mi simt fața plină cu exces de sebum și comedoane cât un crater. Tocmai de aceea, de 2-3 ori pe săptămână, urmez o rutină super faină. Folosesc măștile Pure Clay de la L'Oréal Paris pentru a elimina impuritățile, a exfolia pielea și a reda strălucirea. Cel mai important, să scap de machiajul de pe față și nu reușesc acest lucru mai bine decât cu apa micelară bifazică de la L'Oréal Paris și cât aș spune pește, machiajul și dispare. Îmi place să mă răsfăț, cui nu-i place? După baie fierbinte și scurtă, continui rutina de îngrijire a tenului. Eu aleg metoda multi-masking deoarece tenul meu se confruntă cu diferite probleme. Măștile Pure Clay vin într-un astfel de ambalaj, borcanașul conținând 50 de ml de produs și este suficient pentru 10 aplicări. Vine și cu instrucțiuni în limba română, evident. Toate măștile au la bază 3 tipuri de argilă, roșie, albă și albastră. Prima dintre ele, cea care are la bază cărbunele, are un miros puternic și pătrunzător. Se simte răcoritor pe ten și este ideal pentru zonele unde predomine excesul de sebum, unde ne dorim o curățare în profunzime. E perfectă pentru fruntea mea grasă, ce-i și mai fain, că nu mi-l usucă și mi-l lasă luminos. Cea de-a doua mască, care are la bază eucaliptul, eucaliptul fiind renumit pentru proprietățile sale antibacteriene și dezinfectante, miroase natural a bio, a proaspăt. Are o consistență ușoară și răcorește și a tenul. E perfectă pentru purificarea în profunzime a tenului, tocmai de aceea aleg să aplic pe zonele predispuse la coș, ce-i super tare că nu usucă tenul pe zona aplicată. Cea de-a treia mască, care are la bază alga roșie, ajută la exfolierea tenului, reducând semnificativ porii, dar fără să îi usuce. Totodată, dă luminozitate tenului, miroase a pământ, a nou, a renaștere. Aleg să o aplic pe zona obrajilor, tenul meu fiind mai uscat aici. Această mască are în compoziție și mici particule care ajută tenul să fie exfoliat foarte bine. Se recomandă a fi lăsate să acționeze între 5 și 10 minute. Instantaneu se poate observa un ten mai clar și mai luminos. După 7 zile de folosire, pielea este revitalizată, luminată și împrospătată, iar după aplicare zilnică, pielea este vizibil transformată și radiantă. Și după ce am terminat cu rutina tenului, îmi place să mă bag în pat, să mai stau puțin pe laptop, poate mai editez un clip, poate mă mai la un serial sau poate mă pun să gătesc ceva. Aceasta a fost rutina mea de îngrijire a tenului. Sper că v-a plăcut și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mai aștept!